Chiar am venit așa o apreciere a acestei țări, ca fiind un dar de Dumnezeu. Dacă vorbim de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, ca fiind printre altele și sărbătoarea darului, pentru că el este Dăruitorul cel mai mare, iată că poate cel mai mare dar, cel mai mare dar, este această seară pe care a făcut-o pentru Sorin. Și a mai spune ceva, cel puțin din punctul meu de vedere, înseamnă să fiu ridicol. Aș vrea să spun ce am simțit. Am simțit că încerc să mă văd. Mă văd așa cum sunt. Pentru că tot timpul mă văd, dar mă văd așa cum nu sunt. Exact ca într-un parcă ne-a tras într-un laborator mare, încet, încet, pe inversorii, și-a pune și aparate care ne scanează, pe mine, am scanat, m-am mai trimis și niște camere minuscule prin vene, și-a luat imagini și totul a apărut până în ea. Și m-am văzut așa cum sunt. Atunci când te duci la analize, îți vezi ceea ce, de fapt, nu-ți vezi altădată. Deci a fost ca la un CT asupra noastră. Ar fi, ca să rămână de folos, ce este constați ceva, încep în tratament. Atunci degeaba ai făcut analiza. Te-ai văzut și te-ai făcut razele. Rămâi tot așa. Ar putea fi un început. Sau un nou început. Dar, într-adevăr, darul de Crăciun să nu fie doar de Crăciun, ci să fie un dar de viață. Mulțumesc pentru Sorin, mulțumesc Dumnezeu, mulțumesc dumneavoastră. Totuși, dacă sunt întrebat, da? Îl vezi acolo? Da. Salută toată lumea. Am o întrebare legată de ceas. De micropasa, în care lucrez pe partea. O întrebare legată de efectiv de metode, de prasă. Stau în vină acasă, la serviciu. Și sunt cu mine. Și încerc să mă gândesc ce am făcut asta. Și pe lângă faptul că am un blocaj la mea minti, am un blocaj și n-am mai efectiv n-am mai interiorizat. Pentru că am vin milioane de gânduri care sunt din toate direcțiile și intru în mine. Și zic, oameni, câte se întâmplă. Și cu cât stau mai mult, cu atât partea asta de blocaj e din ce în ce mai mare. Și atunci, eu zic, cum? Lucrez de viața mea lungă, dar de fapt văd nevoia mea de a face ceva. Și nu cea de a sta efectiv, să contemplu ce se întâmplă. Și aici este dificultatea mea, în a înțelege ce, cum să intru mai profund. Ca să mă întund. Că de fapt aici e problema. În a mă adună de peste tot. Pentru că sunt atât de epuizată de ce se întâmplă în viață, adică de activitățile de stresul cotidian, de multiplele alătătura asta în toate, stimuli, telefoanele pe care au nevoie ale tuturor. Și eu mă simt epuizat, complet. Vin acasă și stau cu mine. Ce să mai stau? Că nu mai am energie să stau. Ce fac? Cum fac complet? Să ne încredințăm în lectura, lectura duhovnicească contează foarte mult. Noi încărcăm pe duhovnic foarte multe dintre povestile noastre și cu ajutorul Dumnezeu depășim lucruri.
pe care Părintele, rugându-se, ne le dă ca și sfat sau canon și noi reușim să rezolvăm, dar în afară de această activitate, e important să facem și noi ceva. De exemplu, ce am putea să facem noi în afară acestei exerciții, acestui exercițiu de deșertare sinceră în scaunul spovedaniei, este să încercăm să căutăm lucrarea noastră duhovnicească specifică persoanei mele. Sfântul Isaac Siru are un loc în gândul către singuratici în care spune ce se înșală oamenii care cred că Hristos a dat poruncile toate pentru un singur om. Adică, ce greșit este să înțelegem că toate poruncile și toate sfaturile și recomandările lui Hristos trebuie împlinite de aceeași persoană. El spune, nici nu se poate așa. Zice, ia să vedem. Fericiți cei ce plâng. Și după aceea, fericiți cei făcători de pace. Păi credeți că cei care se apucă să se plângă pentru relele pe care le-au făcut, mai au timp să facă pace pentru alții? Să se bage între ei și să-i împace? Păi acela care plânge pentru relele făcute, se retrage din toate rolurile sociale și se apucă să plângă. Dar nu mai are timp să facă pace cu alții. Ce vreau să spun de Sfântul Isaac Silva aici este că avem nevoie de un fel de creștinism personalizat. Eu cinstesc pe toți sfinții. Dar mie îmi place Sfântul Grigore Palama. Eu l-am pe suflet, eu citesc, acela stă pe notieră la mine. Și eu iar citesc, și eu iar citesc, și iar citesc, și tare mă odihnește. Am încercat să mai citesc și alt părinte. Îmi place, e frumos, e adevărat, e despre Dumnezeu. Dar nu-mi place cum îmi place Sfântul Grigore Palama. Ce vreau să spun aici este că în periclul nostru duhovnicesc ar trebui să căutăm virtutea pe care simțim că Dumnezeu ne cheamă să o cultivăm. Că nu le putem cultiva pe toate. Odată, taina mare, nu avem timp acum să vorbim despre asta, este că cultivând una, vin toate. Dar nu ne apucăm să le cultivăm pe toate, că nu se poate. Trebuie să ne concentrăm pe una. Și a doua este, după ce am descoperit cu mila lui Dumnezeu și cercetându-mă la duhovnic și căutând sfat într-o parte sau în alta, descoper care mi este virtutea și încep să o cultiv. Și mi-a multă vreme când ajung să învăț cum să o cultiv, pentru că eu sunt în diverse medii, azi într-un loc, mâine într-un loc. Greu va fi să văd cum o pot păstra ca lucrare tainică, nimeni să nu știe că eu lucrez. Și al doilea lucru care mă ajută foarte mult este să am cartea pe care un an, doi, trei, patru, țin lângă mine, că e una care mă trezește. Nu orice carte duhovnicească mă trezește. Și pentru cei care suntem începători în anii credinței, greu ne va fi să ne trezească Scriptura, care este de o densitate fantastică. Vechiul Testament mai greu de descifrat. Noul Testament este mai apropiat de noi, pentru că îl și spunem în biserică și citindu-l ne amintim ce ne-a spus Părintele la predică. Dar, ca să mă adun, îmi trebuie o hrană mai moale decât Scriptura. E bine să citesc Scriptura în fiecare zi, dar o să am momente în care nu o să mă pot hrăni de tânsa, că e prea sus. Și dacă m-am nimerit și un text evanghelic pe care nu l-am auzit niciodată tâlcuit, o să fie greu. La un moment dat sunt greu, am întrebări. Mai mult mă tulbură decât mă liniștește. Și atunci, de fapt, am nevoie de o carte duhovnicească scrisă de un autor. Eu, dacă caut și citesc și caut și citesc, ajung să descoper cartea care mă liniștește. Și când vin acasă obosit, că nu mă pot ruga, deschid cartea, aceea îmi deschide sufletul. De asta Sfântul Isaac Siru spune, poți să te rogi, roagă-te, nu poți să te rogi, nu te tulbura. Citește o carte duhovnicească care te deschide. Și acolo mă trezesc. Asta e una. Ce mai pot face este să îmi iau în stăpânire acest mod de afecțiune cu care toți ne întâlnim. E un fel de război care ne ia pe nepregătite. Eu nu sunt pregătit acum să sar din această stare de neutralitate cenușie, o oboseală fiziologică, un fel de epuizare a eroului, nu mă pot ridica. Dar dacă acum am constat asta, trebuie să încep să mă pregătesc ca în viitor, când mai vine starea asta, să am ceva. Ce ar putea să fie, de exemplu?
Păi încep să mă ocup de viața mea spirituală duhovnicească. Ce fac? Păi încep cu ajutorul părintelui duhovnic și cercetând cărțile duhovnicești și mergând prin pelerinaje, să reflectez la care e virtutea către care eu mă simt chemat. Am o prietenă sau un prieten apropiat și îl întreb una și cealaltă ca să înțeleg eu către ce sunt chemat de fapt. Eu am o problemă cu mândria și trebuie să lucrez smerenia ca să știu. Am probleme oricum cu mândria, dar trebuie să știu dacă cumva asta trebuie luată la început sau e bine să lucrez tăcerea sau cumva pocăința și plânsul și pomenirea relelor pe care le fac sau dacă nu cumva prea mult mă plâng de relele făcute și am uitat să-i dau slavă lui Dumnezeu. Și să-i spun mulțumesc, Doamne, pentru toate, mare viața aceasta, frumoasă viața aceasta, ca să nu rămân captiv păcatelor și să termine într-o tristețe fundamentală, că iarăși de mine. În funcție de tipologia sufletului meu și de virtutea pe care o găsesc, s-o cultiv, încep să o cultiv. Dar pot să-mi iau o măsură foarte potrivită, care e practică de viață duhovnicească. Îmi fac un caietel. Un caietel în care îmi notez lucrurile duhovnicești care m-au marcat într-o zi sau într-o săptămână. Sau într-o lună. Zice părintele o predică frumoasă la biserică, dar din tot ce a spus, câteva cuvinte mi-au mers direct la inimă. Pe acelea le scriu undeva. De ce le scriu? Pentru că nu o să am tot timpul starea de vigilență și de sensibilitate de acum. Și peste două săptămâni sau peste o săptămână, când o să fiu foarte căzut, mă duc la caietel și recitesc cuvintele care atunci m-au trezit, poate mă trezesc și acum. Ăsta este modul în care Sfinții Părinți au procedat când au scris filocalia. Este esențial felul acesta. Ce încep să fac, de fapt? Eu încep să scriu un fel de filocalia mea. Dar nu scriu eu din ce mi-a descoperit mie Dumnezeu. O scriu un fel de filocalie pe care Dumnezeu mă șoptește prin oameni în bunătățiți pe care îi întâlnesc. Merg undeva într-un pelerinaj și aud că cineva îmi spune ceva extraordinar, care mă prinde pe mine. Nu care este extraordinar în abstract, nu m-a răscolit asta. Ei, când simt așa câte un fior, asta e ceva care m-a trezit, mă duc și scriu. Și acolo e caietelul pe care eu îl citesc ca să mă trezesc. Asta e dat mărturie în filocalie, că făceau Sfinții. În Varsanufii și Ioan, în filocalia 11, există un loc în care cineva povestește despre un bătrân, sau în filocalia 10, una din asta două. Un bătrân era pus pe stăia într-o peșteră și când s-a dus un frate la el, el scrijelea pe pereți cuvinte duhovnicești. Și acela a fost surprins, a zis, Părinte, ce e asta? Că doar vă rugați continuu, ce scrijeliți aici pe pereți aceste lucruri? Și el a spus, nu tot timpul pot să mă rog vigilent, treaz, nu tot timpul sunt așa. Și atunci când îmi descoperă Dumnezeu ceva, scriu aici că dacă uit cumva și ajung la o anumită nesimțire, mă duc să citesc și mă trezesc. Dar nu citea Scriptura sau Psaltirea ca să se trezească, pentru că acolo este foarte multă hrană și foarte adâncă și eu mintea mea nu reușesc să o prind. Pentru că mintea cu care ar trebui să mă hrănesc din Psaltire și care ar trebui să mă ajute să mă trezesc, mintea aceea e căzută, e chiar cea care trebuie să mă ajute să mă ridic. Și atunci unde mă duc? Mă duc la frazele, la descoperirile, la locurile care m-au electrocutat cândva. Și astea mă scot din asta. Deci ce pot face? Pot să am o carte care mă desface, mă deschide, și o carte pe care o caut multă vreme. Trebuie să o caut multă vreme. Am spus că am vorbit, am avut prilejul să mă întâlnesc cu cineva din biserica noastră care a spus că citește de vreo 10 ani filocalia 11 și nici acum n-a terminat-o de citit. Adică a terminat-o de citit, dar n-a terminat-o de citit, adică n-a terminat-o de întrupat. El nu s-a plictisit de citit o singură filocalie. Nu vine nimeni să întrebe, Părinte, dar cum da, Sfântul Maxim, Mântuitorul, adică Părinte, filocalia 3, păi nu, a descoperit cartea lui. Filocalia 11, îl ține în priză, continuă. Noi avem o astfel de carte, pentru că Scriptura nu este tot timpul. Când suntem căzuți, doar trebuie să dăm despre un paragraf în care spune vai vouă fariseilor și cărturarilor sau despre scrâșnirea dinților. S-ar putea să ne trezim acolo.
Dar în rest s-ar putea să nu. Și atunci avem nevoie de o carte subliniată unde să ne trezim. Sau avem caietelul nostru, iarăși ceva foarte important. Sau, cum s-a spus foarte bine, rugăciunea, dacă e o rugăciune simplă, scurtă, și o pot spune cu atenție, ea încet, încet s-ar putea să mă prindă. Noi la rugăciune spunem lucruri incredibile, dar nu trăim aproape deloc. Rutina aici este un criminal. Rutina ne sfințește, rutina ne omoară. Ajungem să spunem lucruri covârșitoare. Dacă am stat să ne gândim la ce spunem când ne rugăm, am rămâne fără cuvânt. Isaac Sirul, când vorbește de rugăciune, spune că sunt momente în care, rugându-se, e atât de tare ce spune, încât se oprește rugăciunea și începe să mediteze. Și meditează nu într-o stare de asta de analiză rațională, saltă într-o stare de contemplare și rămâne într-o uimire de asta cu ce a spus. Ce cuvinte mi-a dat Dumnezeu să spun despre dânsul? Este incredibil. Gândiți-vă, de exemplu, la împărate ceresc. Păi spunem că este împărate și nu împărat al lumii acestea, este un împărat ceresc. Noi când ne gândim la cer, cerul e deasupra noastră, puterile îngerești deasupra noastră, dar noi ne rugăm nu îngerilor, nu cerului care e deasupra noastră, ci celui care este împărat peste cerul care este deasupra noastră. Acestui împărat, mă rog, și lui îi spun imediat, mângâietorule, e fantastic asta. Cel care este împărat este și mângâietor. Mângâietor înseamnă, de fapt, acela care mângâie sufletul, e o prezență caldă, e o prezență care mângâie înseamnă că este expresia iubirii Lui. Mângâietorule, Duhul Adevărului, singurul care este Duhul Adevărului, locul care îmi scoate la lumină toată înșelăciunea acestei lumi și unde pot parca toate căutările mele, având sentimentul că am ajuns în locul în care voi primi tot ceea ce trebuie să primesc, este Duhul Adevărului. Locul în care primesc în sfârșit ceea ce va fi de folos și ceea ce va fi adevărat despre lumea aceasta. Vino și te sălășluiește într-un noi. E nebunie, nebunie. Deci, în primul rând, spunem cui ne rugăm că este Împăratul Ceresc, care este pretutindeni prezent. Și după ce îi spunem că este pretutindeni în prezent, îi spunem să vină să locuiască în noi. Și nu doar să locuiască în noi, ceea ce este intimitatea mai presus de orice înțelegere. Să vină Dumnezeu să stea în mine. Ce contact mai adânc pot avea cu cineva care eu îi spun să vină să stea în mine? Și te sălășluiește lângă noi, da? Și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, nu numai de o parte din întinăciune. Este o nebunie ce spune. Și mântuiește, bunule, foarte important, sufletele noastre. Atenție, când ne rugăm cu rugăciunea începătoare, noi ne rugăm pentru mai mulți. E important să ne gândim în mintea noastră cine este acest noi sau acest noastre. De pentru cine ne rugăm când ne rugăm? Că noi nu ne rugăm pentru noi și atât. Nu spunem Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, și mai spunem și vistierul bunătăților și dătătorile de viață, viața autentică e acolo. Cum ar fi fost un Dumnezeu care este Duhul Adevărului și care îi spunem că e dătătorile de viață? S-ar fi lovit ca nu ca perete rugăciunea aceasta. Cel care este Duhul Adevărului este și cel care dă viață. Viață căutăm cu toții. Singurul care dă viață de plină este acesta care vine și se sălășluiește într-o noi. Într-o care noi? Că nu zicem, vino și te sălășluiește într-o mine și mântuiește sufletul meu. Ne spunem sufletul nostru, sufletele noastre, Tatăl nostru care ești în cer. Sfinte Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Gândiți-vă la ce noi ne gândim noi când ne rugăm. Pentru că calitatea duhovnicească a rugăciunii se vede în cât de cuprinzător este acest noi pentru care ne rugăm. Noi când ne rugăm și spunem vino și te sălășluiește într-un noi, ne gândim la tot blocul?
Sau ne gândim numai la familia noastră din apartamentul 6, de pe Dorobanți. Care e noi? Toată lumea asta? Păi e fantastic dacă ne rugăm pentru toți, nu? Sau toată comunitatea bisericii? Sau toți strămoșii noștri și toate rudele de pretutindeni, chiar dacă sunt în Canada, eu mă rog pentru toți. Rar ne gândim cine înseamnă noi și al cui noi este acest noi, cât e de cuprinzător el. Ori dimensiunea creștinismului se vede în această responsabilitate extraordinară, că atunci când omul se roagă, de fapt chiar și în singurătate când se roagă, tot pentru toată lumea se roagă. Și cu cât e mai cuprinzător acest noi, cu atâta trăim mai mult. Ăsta este doar un caz particular care ne arată că noi spunem rugăciunea, dar noi nu știm ce spunem. Noi nu trăim ce spunem, nu ne-am pus problema. Ăsta e un gen de meditație care se poate hrăni de rugăciune. Este Împăratul cerurilor și este și Mântuitor și este și Dătător de viață și este și Duhul adevărului și ce nu mai rămas? Mai lipsește ceva? Că îi spun să-și curățească toate fără de legele și îmi spun să și mântuiască sufletele. Și îmi dă șansa să mă rog și pentru ceilalți. E tot ce poate fi spus. De asta uneori numai Împărate Celest este suficient de spus. Sau Doamne miluiește. Doamne miluiește. Atunci când spunem asta, când rugăciunile sunt scurte, este extraordinar. Și e mai mult decât a spune multe rugăciuni și a nu fi atent, e mai mult decât a vorbi despre Dumnezeu, e a spune rugăciuni scurte și a trăi realitățile respective. Și asta nu poate ajuta. Doamne miluiește, Doamne miluiește, dar chiar să spun acest Doamne miluiește. Meteorita Filadelfiei, când spune de metanie, în Evanghelia 7 spune Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, omul se închină, coboară până la pământ și la miluiește-mă pe mine, păcătosul se ridică. De ce se coboară la Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Pentru că se închină până la pământ acestui Dumnezeu și când spune miluiește-mă pe mine, păcătosul nu se coboară culmea, ci se ridică. Pentru că șansa de a se ridica din păcat este dată de Dumnezeu și când spune miluiește-mă, în sensul în ridicării înseamnă să mă miluiesc. Și spusa aceasta este iarăși extraordinară dacă ne gândim cui ne rugăm. Păi la Preasfântă Treime, Stăpânul meu, deci mie făptura aceasta mi s-a dat posibilitatea să-i spun Preasfintei Treime să ne miluiască pe noi. Păi este Făcătorul Universului, este comunitatea de iubire desăvârșită care din veșnicie trăiește într-o iubire plenară, fiind Dumnezei toți trei și unul în ființă, care a făcut tot Universul acesta și mie mi-este dată șansa să-i spun Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. E fantastic asta. Cui mi s-a dat mie șansa să mă rog? Este extraordinar. Dacă spunem rugăciunile în formatul acesta și încercăm să spargem cu mintea înțelesului, cum spune, să mușcăm din gustul fiecărui cuvânt, ne spune Teodotar Filadelfiei, cum se bucură limba de bucatele care sunt sfărâmate între dinți, așa să se bucure mintea de înțelesul fiecărui cuvânt de rugăciune. Text din Filocalia 7. Aveau o experiență aproape fiziologică față de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că se uita la tot ce spune. Așa, o liturghie ne ajunge o săptămână. Dacă ne gândim la dânsa. În formatul acesta, rugându-ne, ne putem trage cumva puterea din ceea ce spunem. Că Doamne miluiește nu este o formulă de tip abracadabra. Eu zic și Dumnezeu vine. Dumnezeu vede și vine chiar și așa. Dar părinții ați văzut câte insistențe pot spune așa. Și atunci, ori mă rog cu o rugăciune scurtă, dar știu ce spun, că aș putea să mă rog cu buzele și să nu se întâmple nimic și să spun de ce nu se întâmplă. Dar, de fapt, să nu se întâmple pentru că nici mintea mea nu se mișcă spre lucrul acela. Ori citesc o carte duhovnicească pe care am descoperit-o în căutările mele și am văzut că mă deschide ca pe o ușă acea carte, ori am un jurnal în care îmi scriu
nu gândurile mele despre mine, nu părerile mele despre alții, ci exact locurile pe care le-am identificat ca niște medicamente pentru suflet. Și când am dat peste niște medicamente care îmi folosesc, ca orice om cu mintea la dânsul, le pun deoparte pentru zilele în care voi fi bolnav. Și când am ajuns la o stare de insensibilitate, mă duc la caietel. Și ori așa, ori așa, ori așa, ne trezim. Cred că ne putem trezi. E mai de folos să facem asta decât să pornim radio și să ascultăm Radio Trinitas. Pentru că la Radio Trinitas există o muzică care poate să continue, s-ar putea să există o conferință duhovnicească spectaculoasă. S-ar putea să fie și așa ceva. S-ar putea să fie o emisiune despre Sfinți, dar s-ar putea să fie o relatare istorică despre niște evenimente. Nu mă ajută. Adică nu e personalizat. Radio-ul e bun pentru însoțire, la drum, pentru așa, dar e de preferat în singurarea și tăierea tuturor informațiilor din jur, ca mintea să se lege de ceva concret din mine, că teologisirea înaltă cu privire la Dumnezeu nu este ceea ce am vorbit în seara asta. A citit o carte extraordinar de înaltă despre viața al Sfântului Grigore de Nisa și filozofia pe care o știa, nu mă ridică din împrăștierea aceasta. Asta spun părinții. Da. Nu știu dacă v-am ajutat. Da. Să facem doar ce am învățat până acum. Și când am făcut tot, Părintele